Bună ziua! Mă bucur tare mult să ne revedem! Sunt Alexandra Tatu, profesoară de limba și literatura română la școala gimnazială Titu Mairescu din București. Ați auzit și voi clopoțelul? Haideți în clasă! În clasa noastră virtuală, iar colegul vostru este Marc, cel care adresează întrebările în locul vostru. Bună ziua, Marc! Ce faci? Bună ziua! Da, foarte bine! Pe aștept această lecție! Pregătit de treabă! Mă bucur tare mult! Sper că sunteți și voi pregătiți, caietele, pixurile pregătite! Deja, trecem la lucruri serioase, dacă până acum am făcut recapitulări și am zis că doar actualizăm, discutăm astăzi despre noțiune de fonetică, dar ce o să fie oare? Crezi tu că apar noțiuni noi sau ai mai auzit de fonetică până acum? Am mai auzit de fonetică? Ai mai auzit? Uh. Exact, lucruri serioase pentru că ar fi prima lecție, să spunem, da? Uh, am discutat despre noțiunile recapitulative, respectiv texte lirice, epice și dramatice. În primele ore am rezolvat chiar în primele, primele ore subiectul de evaluare națională, iar acum ar fi momentul să discutăm despre fonetică. Uh, cu ce se ocupă fonetica, oare? Cu sunetele, mă gândesc. Cu... cu sunetele, exact, studiază sunetele. Hai să vedem acum, am niște spații de completat, să vedem câte, câte dintre noțiuni vor fi corecte și ce mai aduce aminte. Ia să vedem. Tipurile de sunete. Ai spus tu corect, este știința, să spunem, care se ocupă cu studiul sunetelor. Acum, limba română are trei categorii de sunete. Care ar fi acestea? Ce completez eu aici? Uh, vocale, da. consonante da. și semivocale. Core, consoane și semi-vocale. Acum, dintre acestea, ia să vedem. Care sunt cele care pot forma singure o silabă? Dintre cele trei categorii: vocalele. Vocalele. Apoi, sunt întotdeauna vocale. Care sunt acestea? A. Da. O. Și E. Da? Și pentru a arăta că sunt sunetele, vom pune între niște paranteze pătrate. Da? Și acest î ca sunet va reda ca literă și I-ul din A. Bun. Acum, care sunt cele care stau lângă vocale, formând astfel un diftong? Sau un triftong, dacă sunt două? Dintre cele trei categorii. Semivocalele, Semivocal. foarte bine. Acum. Pot fi semivocale. Ce sunete? E, I, O și U. E, I, corect, O. La fel o să pun între paranteze pătrate pentru a arăta că sunt, sunt sunete și pot fi astfel semivocale. Bun. Iar acum, cele care pot fi vocale, recapitulând, am întotdeauna vocale A, E, E, dar adaug și pentru categoria vocalelor? Pe cele enunțate aici, la semivocale, da? A, da, ã, da. Î, da, mai am E, I, O, U. Dacă apar singure sau dacă se aud mai pronunțat, vor fi și ele vocale, da? Bun, da. ne amintim. Apoi, nu pot forma singure o silabă și nu se pot prelungi. La fel dintre cele trei categorii enunțate. Cine? Consoanele. Corect, consoanele nu pot forma singure o silabă. Iar acum am înșirat aici ce? B, C, D, F, G, Ce sunt toate acestea? Acestea consoane. sunt consoane. Corect, consoane. La fel, sunt sunete și atunci le-am pus între paranteze pătrate. Și ultimul, ultima afirmație. Se pronunță printr-un singur efort respirator. Dar nu o să mai ai răspunsul aici, nu dintre aceste categorii. Și uite o să și spun. Ca, să. Ca reprezintă o? Uh, Cu să. Nu înțeleg. i -l -l -s. silaba. Așa, silaba. Ah, A silaba. Ah. Bun, m-am referit, referit eu și la silabă, da, se pronunță printr-un singur efort respirator, legându-o cumva și de ideea că în orice silabă am obligatoriu o vocală consoană sau semivocală? O vocală. Corect. Foarte bine. Sunt curioasă câte dintre spații ați completat corect și voi. Acum, întâlnim printre exercițiile de la examen sau din testele de antrenament care uh, sunt la fel realizate pe structura subiectului de examen, astfel de cerință. Cuvântul în care numărul literelor este diferit de numărul sunetelor este. Sau să fie egal numărul literelor cu cel al sunetelor. Și ce greșeli mai văd câteodată? Când sunt date câte două, trei cuvinte, tendința este aceea de a număra literele, sunetele fiecărui cuvânt și de a le compara între ele când de fapt se referă la cuvântul în sine. Da? Spre exemplu, dacă aveam acestea și dezamăgit, pe aceeași structură, dar aveam la pe amândouă. Ar fi trebuit să verific numărul literelor și sunetelor cuvântului acestea, respectiv ale cuvântului dezamăgit, și să văd, dar nu le voi compara, ci mă refer strict la fiecare cuvânt și constat. Da, este numărul literelor egal sau diferit cu cel al sunetelor și așa mai departe. Da? Ca să discutăm și această situație pe care o întâlnesc adesea. Acum, ce trebuie să facem noi de fapt? Să numărăm ce? Uh, mai, întâi, număr, literal, mai întâi numărăm literele și facea uh, sunetele. Corect. Hai să vedem. Litere și sunete. Câte litere avem în acestea? 2, 4, 6, 7. Da? 7 litere. Cum făceam la sunete? Ia să vedem. Dacă îți mai aduce aminte. Șase sunete? Tu zici că șase sunete. Bun, hai să vedem. Paranteză pătrată. A, vocală, da? A. La C. Da. Cum facem? O să ne-și amintim transcrierea fonetică pendelete. Acum o să scriu eu simbolul pentru C, da? Când transcriu fonetic, C-ul așa apare. Acum, problema este aici, la E. Acestea, C. E-ul este singura vocală din silabă. Dacă este singura vocală din silabă, se transcrie. Da? Are valoare da. fonetică, vom spune noi. Bun. Restul, da. nu mai avem probleme. Da? S, T, E și A. Egal numărul literelor cu cel al sunetelor? Da, pentru că am transcris da. identic. Bun. Hai să verificăm și pentru celelalte, pentru că noi avem nevoie de un cuvânt care să aibă diferit numărul literelor de cel al sunetelor. Dezamăgit? Are... Uh, deci are... 2, 4, 6, 8, 9. Așa, 9 litere, te ajut eu, poate să vede foarte mare. Și apoi la sunete nou. să mă ajut tu. Am D, E, z am, d am G. Corect, G, g așa, cu căciuliță. Da. I-ul îl pun? Da. Sau nu? Îl pun pentru A -l -a -l. că este da. singura vocală din silabă, dezamăgit, da, git, Vedem că este singura vocală atunci. Are valoare fonetică, da? Este vocală, cum spuneam. Și tot la sfârșit. Vedem că este egal, da? 9 cu 9. La generațiile, cum fac? La fel, litere și sunete. Ia să văd 2, 4, 6, 8, 10, 11. Dar câte sunete vom avea? Ia să vedem. G, G, S. S se scrie. Da nu mai avem altă problemă, doar la G ne vom uita. Știm că acolo puteam avea probleme da, în transcriere. Trebuia să verificăm, de fapt, dacă îl transcriem sau nu, E-ul, I-ul grupului, în funcție de situație. G e o singură silabă, da? G, N, și atunci apare E cu valoare fonetică. Este o vocală, e singura A. din silabă și continuăm. N, R, T, I, L. Egal. Da? Dacă am numărat 11, 11 vor fi și aici. Bun. Aici, la macheta, în schimb. Ne-a rămas ultima soluție, dar să verificăm. Da, nu ne grăbim. Șapte litere. Da, șapte litere. Și cum fac la sunete? Ma... Cheul. Era așa un capa și în transcriere apare așa, cu un apostrof. Acum, H. Îl pun ca sunet? Și încă în aceste mm. grupuri, che, chi, ghe, ghi, Aș nu are valoare fonetică. Da? Nu se transcrie. Continui cu e eul merge pe aceeași regulă, da? la fel ca cel din grupul C. Dacă este singura vocală din silabă, are valoare fonetică, o transcriu, dacă nu, nu o vom transcrie. Ma-che-ta. Che e singur în silabă. Înseamnă că eul este A. vocala silabei și atunci. Apară, da. Exact. Și voi avea cu un sunet mai puțin decât litere, adică doar șase Sunete. Varianta corectă? De. Care? D. De. De. Bun, deci așa trebuie să verificați. Acum hai să vedem și pentru următoarea cerință, cuvântul în care numărul literelor este egal cu numărul sunetelor. La fel, facem o transcriere fonetică să verificăm cu litere și sunete. Ia. Și cea? Așa, am numărat eu repede literele să mă ajung la sunete acum. Ciul, îl transcriu fonetic, da? Am zis că da. și o căciuliță. Acum, iul, cincea, îl pun? Are îl valoare? Scriu. Îl da, scriu, îl da. Scriu. Hai să văd ce fac la cea. Uh, nu, scriu pe. nu are valoare fonetică, exact, T-ul. Observ aici vocala silabei A ai întotdeauna vocal, așa cum povesteam noi mai devreme. Înseamnă că voi avea mai puține sunete, da? mai puțin cu un sunet. 6 litere, respectiv 5 sunete, numărând aici în transcrierea fonetică. Echipei, cum fac? Uh, deci are... Am 2, 4, 6, 7 litere și câte sunete? E... Uh... Cap, capa Așa, te-am ajutat eu la chi dar cum fac? Pentru i, e chi, pei. H, are am zis valențe. că. I-ul, corect. I. H nu are și atunci nu îl transcriu, da. I-ul are pentru că este singura vocală din silabă și restul va fi la fel. E, i, corect. Voi avea cu unul mai puțin, da? La sunete 6 sunete doar la extras. Deci, 6 litere, 2 și. 5 6 da. da Și să vedem. Cum facem aici la X? X poate reda ca sunet litera în sine, dar X redă ca sunete fie ks, fie gz. Extras. Da. Cum pronunți extras sau extras? C -s. Cs. Deci îl voi transcrie ca două sunete, așa se transcrie c și c normal și k la fel. Va fi cu k S de lângă, cel care se aude, e c și continui t r -a -s. O să am egal sau apare vreun sunet? Două apar câte? Apare un sunet. Numărăm și vom avea șapte sunete. Și ultima variantă, la fel, o verificăm. Vecina, cum fac? Păi, deci are 6 litere. Corect. Și I are valoare fonetică. Da, deci. v -C. na are valoare fonetică, va fi o vocală, pentru că e vocala silabei, și atunci va fi egal numărul literelor cu cel al sunetelor, respectiv 6 sunete. Transcriem da. și aici deci. varianta corectă de, de. verificațiile, așa cum am făcut noi pe ciornă. Acum, am anticipat discuția respectiv corespondența literă-sunetă. Sunet. În principiu, în limba română avem o literă egală un sunet. În schimb, sunt excepții pe care vom pune noi accent astăzi. Da, Marc? X. Da. Cum am spus că se transcrie fonetic? Fie că. -să, că -să. Fie? Sau Am spus că transcriu, dacă aș fi avut chiar și litera C, la fel aș fi transcris capa. Cum spuneam aici, între paranteze, transcrierea fonetică. Grupurile C, C, G, G, K, K, G, G. Plus vocală în silabă, știm că E-ul sau I-ul grupului nu mai are valoare fonetică. Dacă apare singur în silabă grupul sau dacă vocala lui se aude mai pronunțat decât cealaltă vocală, da, înseamnă că ea va fi vocala și cea de lângă, cea care se aude mai puțin scris. pronunțat, va fi semivocală. Și avem un astfel de exemplu în cercei și vom mai avea. Dacă ar fi să transcriem cercei, vom avea așa, că și căciuliță, da, eul cercei, da. eul grupului, primei silabe. Îl transcriu? E, are Are, 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 da, are pentru are. că e singura vocală din silabă. La fel, aici, la cei, să verific. Cer, cei. E-ul se aude de data asta mai pronunțat decât iul. Da? Înseamnă că va fi vocala grupului, iar ei se transcrie și el. Este semivocală. Da? Nu înseamnă că dispare sau că nu are valoare fonetică. Va fi semivocala silabe respective. Acum, pentru literele I, învăț, da? Cel de la început. Sau la final putem avea în coborâ, hotărâ, verbele acelea terminate în î. Î-ul este îdinii la final, da? Sau în gând. Când trebuie să transcriem fonetic, vom avea în ambele situații, cum am mai menționat anterior, avem îdinii. Da? Q, la fel, Q-ul, caiet, kamikaze. În transcrierea fonetică avem K. -a. Acum, în situația lui pomi, roți, crezi, Iul acesta final este un I șoptit. Poți să-mi explici care erau regulile cum recunoști iul șoptit? Cred că am mai spus noi într-o lecție pe la recapitulare, să văd dacă îți mai amintești care erau regulile dacă nu te ajut eu. Da? Și mă am și voi. POM e. POM, de exemplu, e. Cred că e monosilabic și. Bun, corect. Roți la fel, crezi la fel. Și poate să existe o singură vocală. În silaba respectivă avem o altă vocală, exact, cum avem noi o sau e, și observăm că se pronunță mai clar sau mai accentuat pomi. i este în primul rând în final, clar. Iul acesta șoptit, da? Așa apare ca i șoptit, dar îl veți de vocalizate aveți mai multe, cu mai multe denumiri. Deci este unifinal, final. Apare după o consoană, dacă observi în toate situațiile m după ț, după z. Și cum spuneam, mai avem o vocală în silaba respectivă, deci nu e obligatoriu să fie monosilabic cuvântul, dar în silaba în care i se află, cea finală, o să mai am o vocală. Dar dacă observ, nu este lipită acea vocală de i meu. Dacă ar fi fost da. lipită, clar i nu mai era i ar fi -i. fost semivocală. Asta e regula, semivocală asta lipită de vocală. Corect? Observăm. Da. Repet, la sfârșit, după o consoală și mai am și o altă vocală în silaba respectivă. Bun. Acum, câte litere, câte sunete au cuvintele de mai jos? Și cu ocazia aceasta, transcriu fonetic toate grupurile despre care discutam. Ceci, GG, ge chechi, gegi. Mă ajuți? Da. Uh, ses, toate au valori fonetice. Tu să-mi spui doar cu E-ul dacă îl transcriu sau nu asta. Eu mă ocup de scriere da. și atunci tu îmi spui E-ul de aici îl transcriu? Da. Corect. Am egal numărul literelor cu al sunetelor. Da, 3 cu 3. La ceas, în schimb? Nu îl transcriu. Nu, nu are valoare fonetică și voi avea cu un sunet mai puțin. Da, 4 și 3. La cine? I îl scriu, are valoare da. fonetică. este vocala silabei și am egal 4 cu 4 sunete și litere. Da. Ciudă. Ciudă I nu are valoare fonetică. Da. Și scriu în rest la fel. Voi avea cu un sunet mai puțin. La geam, G se transcrie un G cu o căciuliță. Eu le transcriu. Nu, are... nu. Așa, cu un sunet mai puțin. În schimb, pentru ger, cum fac? Uh... E are valoare fonetică. Da, este vocală, egal numărul de litere cu celălalt sunetelor ginere. La fel are valoare... Da, uh, e singura vocală din silabă, da. da. Și am egal numărul. Juvaier? E uh, nu are valoare fonetică. G cu da? Cu... Exact. Și este cu... Voi avea cu un mai puțin. Da? Acum, să alegem noi forma corectă. Hai să vedem, mi le spui și eu le încerc cât de repede poți. E expreso cu X? Nu, e cu S. Espreso. A. Escroc sau excroc? Escroc. Corect. Cu S. La escalada sau excalada? Cu S. Cu S, corect. Fix, cu X sau cu Câșă? cu câșă. Corect, complex, cel care a pus probleme elevilor de clasa 8 -a, opta, anul acesta la evaluare, cu câș, corect. Da, îmbâxi sau îmbâxi cu X? Ce cu Cu câșă. corect. Iar acum, pentru iceberg, șezlong long și vis a -vis, vreau să-mi spui dacă avem o formă care apare în limba română, da, adaptată, îi spunem sau nu? Cum o să scriem? Alegem varianta din limba din care provine cuvântul sau am adaptat iceberg, long și vis-a-vi. O să fie acea situație pentru toate. Să alegem una dintre cele două. Da, iceberg. Cred că este adaptată. Adaptată exact. Iceberg o să am long și o să am vis-a-vis. -vis. Bun, A. și pe ultima sută de metri până se sună, ne amintim diftong triftong respectiv hiat. Bun, aici. Am detaliat eu o situație care apare în gramatica limbii române explicată foarte bine și pe care o putem confunda adesea. Da, despre variația aceasta oameni-oamenii. Oamenii. Dacă iurile astea de la fila reprezintă diftong sau nu. Bun, în variația aceasta articulat nearticulat, pentru substantivul acesta oameni oamenii, nu avem diftong i. ce avem și explicația desinența de masculin plural e realizată ca i final de vocalizativul la șopti despre care spuneam. Iar succesiunea desinență plus articol redată grafic prin i, i, se realizează fonetic prin vocală i. La fel și la albaștri, nopții, pentru copii în schimb, nearticulat la plural, avem diftongul i. Și forma articulată copii, avem așa, o silabă în plus, da? copii, față de copii. Conține două vocale i, da? copii, prima din silaba respectivă și din ultima silabă. La fugi și fugi. La fel, o să avem o situație particulară, în perfectul simplu, lui a fugi, da? Avem persoana întâi, conține doar vocala asta I, iar la fugi avem diftong i, I, Al doilea I fiind semivocală, da? Nu avem hiat între o vocală și o semivocală și de asemenea diftong la ia și nu hiat cum am avea tendința să spunem, da? Vă aștept și data viitoare să continuăm discuția. La revedere, să aveți o zi cu spor!